Ținând cont că ne așteaptă o mini-vacanță și ne aflăm oricum în perioada concediilor, iar multă lume alege să se refugieze la stranduri, medicii specialiști ne sfătuiesc să fim foarte atenți atunci când ne relaxăm la bazine cu apă termală. Astfel de locuri reprezintă un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor. Într-un interviu acordat Sălejanul TV, medicul Olimpia Moicrădean a atras atenția asupra pericolelor la care ne expunem atunci când alegem să petrecem timpul liber în bazine cu apă termală, subliniind că este foarte important să nu lăsăm copiii să înoate fără dopuri de urechi. Am avut deja atâtea cazuri în vara asta cu otite de bazin, care sunt otite cu germeni foarte, foarte rezistenți la antibiotice. Erupțiile cutanatei, impetigo, adică infecții ale pielii, vărsături, enterocolite și astea toate din apa termală, unde e un mediu foarte propice de a dezvolta microbii, care sunt microbi foarte rezistenți și care dau cele mai variate forme, începând de la enterocolite cu febră până la otite și erupții cutanate care nu se mai termină. Le tratăm și le tratăm și nu se mai termină. Deci, eu am o vorbă spusă din bătrâni: dacă vrei ca să faci baie, du-te într-o apă care curge peste două pietre și aia este apă purificată. Evitați, mergeți la mare, evitați apele termale. Chiar dacă vi se pare că este curat, după o sâmbătă și o duminică, o arhie aglomerată, acolo este deja focar de infecție. Mai ales copiii, eventual îi puneți într-un bazinul copiilor și vă rog, dacă înnoată, niciodată nu lăsați copiii ca să înnoate fără dopuri în urechi. Apa pătrunde în conductul auditiv, dezvoltă acolo, rămâne pentru că nu-l poți curăța și acolo se dezvoltă o otită supurată care după aia tratăm copilul luni și poate ani de zile.